se bagă bani mulți, adică condițiile sunt ok de antrenament și de astea sunt bani mulți care se investesc? Sunt. Din ce simți așa? Depinde tu? Și de echipă. La Vachy Punk, unde am jucat în primul an, nu am cuvinte, ai tot acolo. Da? Da. Dar la ieșire a fost o echipă de 5-8. A, deci de la început se știa că e de locurile astea. Da. Mai ales că de-abia promovase, nu? Deși ne băteam și pentru locurile. Da. Pentru locul 4 am avut șansă în primul an, numai că a venit pandemia peste noi. Corect. Multe străine în lot, adică e așa un lot cu jucătoare de peste tot sau? În primul an am avut doar o olandeză și eu, româncă. Poți să joci în campionatul Turciei, poți să joci cu 3 în teren și una afară. Străini. Da. Nu contează că sunt comunitari, extracomunitari din Uniunea Europeană, din... Nu. Nu, străini. Da. Deci vezi, ei ajută și promovează un pic și voleiul turcesc, da, nu? Da, le ajută pe turcoace, mai mult. Și noi râdem de regulă asta de under 21 la fotbal și îl băgăm pe ăla, pe jucătorul român, 30 de secunde și după aia îl scoatem. Ei nu permit decât cu 3. Da, 3 în teren. Atât, și una pe bancă, deci da. Maximum 4. Da. Ești tu și intră tot o străină sau... Da, sau două. Da, eu și încă două. E bună treaba asta. Da. Vezi, noi n-o gândim. Dar ei la nivel de echipă națională feminină, bun, vin aici și o să îi întâlnești. Da. N-o? Ei sunt buni. Da. O să meargă și la Jocurile Olimpice anul ăsta, vara asta, de fapt. E deci altceva. Nivel ridicat. Da. Noi avem vreo șansă vreodată cu Olimpiada? Zi nu. E greu. Depinde, e foarte greu, chiar este. Bine, la noi lipsesc bani, lipsesc condițiile, săli, nu vin oamenii la teren și așa mai departe. Dar, de exemplu, uite, fetele de vârsta ta se mai duc la volei. Hai să ne gândim așa un pic, adică să vorbim ca oamenii ăia bătrâni. Se mai duc, nu neapărat fetele, oamenii, iubitorii de care vor să facă sportul ăsta, se mai duc cum se duceau... cu ani înainte, adică există școli, unde trebuie să te duci dacă îți place voliu? Să zicem că ai 12 ani și îți place voliu, există cluburi, poți să te duci? În România nu. Mai sunt, dar nu sunt cum erau înainte. Adică tu dacă ai un copil, o fată, uh-huh, și are, nu știu, 12 ani, poate e prea târziu, 10 ani, și ar vrea să se ducă. Acum, să facă... tataie încă mai face, încă mai este antrenor. Știu unde să le trimis. Da, da, acolo. Se poate duce la tataie. Da. La Spike sau unde? Da, Spike. Am înțeles. Bun, deci uite, nu vorbesc serios, dacă sunt oameni, deci atât de puține sunt prin București că le căutăm așa greu. Nu bine, sunt chiar atât de puține, mai este Spike-ul, CSM, dar nu știu să vă zic. Bun, dar tataie ce spune, mai vin fete, adică mai vin din urmă, mai vine o Alexia din urmă? El tot încearcă. Încearcă să... Asta e frumos, da. Adică... Să facă jucătoare. El, lui îi plac foarte mult ridicătoarele, cele care dau da, pas. Da. A vrut să mă facă și mie ridicătoare, dar nu, mai ales că sunt... Deci tataia a avut, domnul Sandu, a avut cu tine de la început un gând bine da. Stabilit. Pac, facem volebalistă, facem... Dar ai mai încurcat un pic. Puțin. Puțin. Puțin, dar ideea de vole și de sport de performanță a fost de mic. Da. Tu ce-ai fi luat, n-ai întrebat-o pe mami, ce-ai fi luat în tigaia aia, din tava aia la ursitoare? Am ales... O mingi. Nu, nu, nu. Nu? Muzicuța. Deși n-am nicio treabă. Nimic. Nu, nu, nu. Deloc. Deci ai ales greșit. Așa? Și banii. Aici e bine. Am ales banii de două ori, cred, sau ceva de genul. Deci ai liberit-o, bravo. Nu știu cum, că nu sunt chiar atât de disperată după bani. Am înțeles. E, așa era atunci. Da. Și ți-a pus o muzicuță că poate fata o cânta da, ceva. Nicio. Nimic. No. Nimic. Dar, de exemplu, când ai timp liber, știm că n-ai timp liber, ce faci? Te uiți la un televizor, la un Netflix, la un... Sau nu zic că urmărești meciuri de volei. Da, major. Da? Da, dacă sunt, urmăresc. Dacă nu, am zis că ies cu familia, vorbesc cu prietenul meu. Tu, prietenul tău, turc. Da. Că ziceam că trebuie să găsești ceva mai înălțut și da. Tu ai zis, stai liniștit că am găsit. Da. Bun, asta e bine. Zim ceva, notezi pe vreun caietel, pe ceva ce se întâmplă pe la antrenament? Au venit mulți sportivi care au spus, domne, noi încă de la început, când ne povestea antrenorul ceva, noi ne-am gândit că lucrurile astea ne vor folosi în viață. Și mai nota, mai putere și uite, acum când am ajuns antrenori, ai un caietel din ăsta sau totul e aici? Nu. Păi uite, vezi să iei un caietel. Să iei un caietel să notezi... Poate e prea devreme pentru asta. Da, corect. Mai am până când să fiu antrenare.
până voliu, până la cât îl poți juca? Până te țin, tu ai zis că până nu mai poți sări. Da, exact. Până deci când nu o să mai pot sări. Pot. Dar tu te-ai gândit că dacă te duci până undeva pe la 30 și ceva de ani, nu? Și tu dacă ai început de la 13, tu te-ai gândit că atunci când o să te retragi, o să ai 20 de ani de volei? Se nu. Poate și mai mult. De ce mă pun la 35? De ce nu pun la fată? În halul ăsta ești bolnavă cu voleiul? Chiar îmi place foarte mult. Am înțeles. De unde vă luați echipamente? În România, de exemplu. Se poate cumpăra echipament de volei? Lasă... Ei ne dau. Lasă încălțările. Nu, ei ne dau. Atât. Da. Dar bănuiesc o cotieră din aia o om găsi. Noi ne luăm. Asta am înțeles. Da, noi ne luăm. Am înțeles. Bun, ce urmează acum? Deci hai să o luăm așa, încet. De aici, mergi? La campionatul european. În cantonament, se intră sau cum e acum? Se fac bule din alea sau cum e? În primele săptămâni am fost... În bulă. Da, după aia ne-a lăsat să ieșim, în sfârșit. Și acum când o să ne întoarcem, ni s-a spus că o să putem să ieșim, să luăm ceva da? De la magazin sau așa. A fost greu anul ăsta sau anul ăsta cu pandemie pentru voi ca sportivi? Da, n-am avut nici spectatori și a fost așa, dacă venea cineva din România, nu puteai să-i bagi chiar atât de ușor în sală. Corect. Asta a fost problema cea mai mare. Și... Tu încă de la vârsta asta simți că publicul trebuie să fie acolo, adică fără spectatori? Familia aici. Familia, dar spectatori, adică să-ți placă, să auzi un strigăt și așa mai departe, îți lipsesc. Că mulți spun, domne, lasă să vină să mă și huiduie, să înjure, să pe stadion, dar să fie acolo, să fie atmosferă, da. Că altfel... E altceva. Deci încă de pe acum se simte treaba asta. Că... Bun, campionatul european, unde încercăm să facem o figură cât mai frumoasă. Exact. Sună, știi, așa, așa, blonda, asta vrem. Dar unde suntem cu voleiul acum, noi, cu voleiul feminin? Suntem pe la mijloc, suntem terminați în Europa, existăm... Existăm. Asta e cuvântul. Pe la mijloc, zic eu. Da? Da. Trebuie, știu, investiții, săli, etc. Dar nu le avem. La noi se face echipa în jurul unei jucătoare sau cum se face? Cum e la fotbal? Adică, domnule, o jucătoare și... În jurul ridicătoarei și al falsului. Am înțeles. Dar bombardierul deci, adică și jurul... creierul. Da. Deci asta face falsul? Da. Am înțeles, e creierul. Bun, avem... Ridicătorul. Fetele cu care ești la echipa națională acum. Discutați, bănuiesc. Băi, fetelor, ce facem noi la turneul ăsta? Toate au spus că avem șanse. Și chiar sunt șanse. E o perioadă mai bună, înțeleg, pentru voleiul nostru, nu? Adică cât de cât e... Pare că are născut. Ușor, ok, am înțeles, nu ne ducem prea departe. Faptul că organizăm un campionat european... E ceva wow. Nu? Da, chiar. Pentru noi. Adică noi când primim un meci de fotbal și un campionat european sau un campionat, o grupă de la un campionat european de basket, deja e... Da, dar aici în România nu se compară voleiul cu basket. Sunt așa... inexistente pe lângă fotbal. Mai bine lângă fotbal. Mai bine alegeai basketul. Te mai dădea la televizor, la... Nu simți asta. Și tata ce a zis? Tata, ok, după ce a văzut că ai ajuns voleibalist, n-a simțit așa o durere în suflet, că domnule, trebuia să iasă basketbalist? Da. Îl are pe Darius. Da. A, păi de aia s-a scos. Darius a crescut și el? Da. Eu ultima dată când l-am văzut, bine, acum 3 ani, 4 ani. Oh. Și el are probleme cu încălțările? Da. Da, tocmai și-a aruncat nu știu câte perechi de calități. A crescut piciorul. Da. Dar la tine, la 44, mai găsești la fete? Pe unele site-uri. Joci cu albastru, mereu. Nu. Mai găsești și de fetiță. Am înțeles. Unde vrei să te oprești cu crescutul? Tu vrei... 90. Maxim. Și acum cât ai? Am 1,90. Deci ar trebui... Mi-ajunge. E ok. La 2,77 de pe loc și 3 și ceva... E okay. Elan. Bun. Și după asta să terminăm. Să termină campionatul european cât mai târziu, să dea domnul. Da, în august. Nu. Bun. La sfârșitul august începe. Bun. Și după aia trebuie să te duci la Galata. Da. Deci undeva în septembrie. Da. Bun. Și acolo la Galata, sincer, cunoscând cât de cât așa... Din ce ai discutat, ce ai vorbit, care sunt obiectivele? Bănuiesc campionatul, nu? Adică nu cred că se discută la Galata de da. 5-8. Nu. Nu. Anul ăsta nu. Eu adică zic că direct? Nu. Avem, chiar adică, avem o echipă bună. Da? Adică da. La anul pe vremea asta
a trebuit să fii campioană a Turciei. Și în partea asta, la altă cupe europene, bănuiesc la fel. Tot la fel trag la cupe europene. Sarai, cred că sunt într-o cupă europeană. Da? Cred că sunt în CEV, în a doua. Deci poți să, poți să ajungi și acolo. Adică poți, poți să câștigi și acolo. Dar lotul așa, din ce-l știi tu, e puternic. Da, chiar da. Da? Da. Am înțeles, străine. O grecoaică și o fată din Slovenia. Slovenia. Am înțeles, bun. Perioada de adaptare la tine acolo, la, la societatea lor, la cultura lor, a fost grea sau pur și simplu te duci peste tot și e ok totul, în afară de, de, de volei? Adică când vrei să ieși pe stradă, simți că e ceva... Limba o încurcă cel mai... Limba. M-a încurcat. Acum că am început să vorbesc așa puțin, nu mai e atât de greu. Am înțeles. Și nu ți-au pus un meditator un... sau faci... În primul an, când a fost greu să mă pun la școală, să mă duc, că eram și străină. Auleu, iartă-mă, te-ai dus și la un liceu de acolo. Da, da. Și când te duci la liceu, ai vorbesc numai în turcă? Da, 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 am examen în engleză. A, da. E bine. E bine. Să nu abandonezi, mă, mică școala, cum zic. Nu, nu, nu. Mai am un an și gata. În sfârșit. În sfârșit. Poate nu se mai termină. În sfârșit, e lung. Da. E cât un cantonament. Dar chiar acolo se fac antrenamente sau cum? Bine, nu acum în perioada asta, dar la ei cum e înainte de meci? Sau efectiv sunt jucători profesioniști și veniți cu două ore înainte de meci? Cu o oră jumate și am mai avut meciuri în care am stat la hotel. A. Da. O semifinală, am stat la hotel. Ți-a avut probleme pe la echipe cu COVID-ul? Da. Am avut și noi carantina noastră. Greu. Greu. Da, greu. A fost, lipsesc da. Antrenamentele. Da. Bun, ce trebuie să ce ai vrea să-ți urăm? Deci cât mai lung la campionatul european, adică Doamne, cât mai să se treacă de faza grupelor, nu? Da. Asta e cel mai important. După aia, din septembrie încolo, să lași emoțiile deoparte, da. Că vor fi un rezultat cât mai bun cu Galatasaray. Mamă, și o să te vedem acum în continuu, că la echipele astea mai micuțele, cu site-urile de socializare, dar acum la Galata o să fii peste tot dacă joci bine. Doamne, și trebuie să joci bine. Bun. Și după aceea să urăm MVP. Sau ce se urează? Cel mai bun jucător, nu? Cel mai... Că la voi nu-i cu golgheteri. Nu, nu. No, no. MVP-ul. Bine, în primul rând, sănătate și doamne... Ai avut accidentări până acum? Nu, mulțumesc de Dumnezeu. Nu. Dar la volei există accidentări din astea? Da. Mai există, dar da. Să stai departe, cât mai departe, doamne, de el. Doamne, așa să stau departe. Bun. Și să nu uiți că, uite, m-am venit la Oprișan atunci, când era, uite, iau-te acum, am ajuns la Galata, sunt MVP și așa mai departe, îți mai trebuie și pe la bunicul ăla pe acolo, pe la emisiune. Alexia Sărubâna, mii de mulțumiri. Și eu mulțumesc. Să dea Domnul, ți-am zis, să ne auzim cât mai târziu încolo cu campionatul european, că ăsta e primul lucru care contează și după aia să te adaptezi cât mai repede la gala. Da, cu siguranță că nu o să ai probleme. Mulțumesc frumos. Să rămână încă o dată mii de mulțumiri. Dragi prieteni, punem punct aici. Ne revedem astăzi, ce e, vineri, nu? Că suntem bătrâni și numai vineri. Ne revedem luni. Să aveți un weekend cât mai plăcut. Toate cele bune. La revedere, numai bine. Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!